Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. După tragedia de la Rovinari, în urma căreia 6 copii împreună cu tatăl lor au murit intoxicați cu monoxid de carbon, pompierii brașoveni trag un semnal de alarmă. Improvizațiile pot fi catastrofale. Angajații ISU au ieșit în stradă și le-au explicat brașovenilor care sunt riscurile majore la care se expun dacă folosesc improvizații, atât la instalațiile de gaz cât și la cele electrice. Nu trebuie sub nicio formă să folosim instalații improvizate, da? De încălzire sau de gaz. Știu. Trebuie verificate odată la 2 ani de către personal. Eu am salvat apartamentul meu acum 25 de ani. Autorizat. În această campanie vrem să tragem un semnal de alarmă și să conștientizăm populația cu privire la riscul la care se expun în momentul în care folosesc instalații de încălzire improvizate sau instalațiile nu sunt verificate de către personal autorizat. Principalele recomandări ale pompierilor pentru brașoveni sunt să nu folosească improvizațiile la instalații și aparate, fiindcă acestea prezintă un pericol real de explozii și incendii, să se asigure ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără deschisă alimentate cu gaze naturale. Sunt periculoase improvizațiile? Dintotdeauna au fost și vor fi. Dacă sunt probleme în jur la rețele, e indicat să le facem? Nu, numai cei profesioniști, numai cei în domenii, specializați. Nu mi-am permis niciodată să fac lucruri pe care nu le stăpânesc. Mai bine prefer să dau un ban și să am un om autorizat care îți poate asigura și garanta eficacitatea lucrării. În cazul în care simțiți miros de gaze, trebuie neapărat închise toate aparatele alimentate cu gaz. Se deschid toate ușile și ferestrele pentru aerisire. În niciun caz nu se acționează întrerupătoarele și aparatele electrice și se sting toate focurile de la aparatura casnică. De asemenea, se anunță evenimentul cât mai repede din afara spațiului afectat la numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Cu ocazia zilei informării preventive, marcată azi 13 ianuarie, și polițiștii brașoveni au fost în stradă. Aceștia le-au vorbit oamenilor despre metoda de înșelăciune accidentul și le-au spus ce este de făcut în astfel de cazuri. Recomandăm în primul rând cetățenilor să nu dea curs niciunei solicitări, fie telefonică, fie venită în mod direct de la persoane pe care nu le cunosc în legătură cu trimiterea unor sume de bani în conturile unor persoane necunoscute. Obligatoriu să închidă telefonul și imediat să încerce să sune ruda respectivă și să se convingă dacă într-adevăr acestea au fost implicate în evenimente rutiere sau alte genuri de evenimente. Parlamentarii liberali vor abrogarea ordonanței de urgență a guvernului Ponta, prin care Brașovului se va putea retrage titulatura de oraș martir. Revoluționarii din toate asociațiile sunt scandalizați atât de modul în care s-au modificat normativele de reevaluare a certificatelor, cât și de faptul că ordonanța va decide ca doar Bucureștiul și Timișoara să rămână embleme naționale ale Revoluției din 89. De aceea, reprezentanții celor care au ieșit în stradă pentru libertate au cerut ajutorul parlamentarilor, însă doar liberali s-au prezentat la întâlnirea. Revoluționarii critică și resping vehement ordonanța lui Ponta, mai ales că Brașovul va avea de suferit, ținând cont că nu îi se vor mai recunoaște meritele și rolul istoric în Revoluția din decembrie. Ordonanța încalcă prestigiul Brașovului ca oraș cu rol determinant în Revoluția din decembrie 89. Pentru că s-au făcut acolo niște adnotări și speculații, orașele care au avut victime până la fuga lui Ceaușescu. Atât colegul meu din Ucostică, cât și noi, cei care am fost în fruntea mișcării revoluționare în decembrie 89, am avut un rol determinant în lipsa victimelor. Se caută prin niște metode, ca să nu spun eu acum, căs radicale, căs aruncate aiurea în această ordonanță, ca după ce va ajunge Parlamentul României, numai două orașe să rămână, adică Bucureștiul și Timișoara. Nu se poate să scoți Brașovul, care are o oră jumătate, atenție, o oră jumătate are după București. Toți de la masa aceasta suntem de acord cu problemele pe care le ridicați. Suntem perfect de acord. Toți, indiferent ce declară un partid politic sau altul, toți parlamentarii, toți brașovenii sunt de acord cu acest lucru. Pentru că s-a luat între perioada 14 decembrie, 22 decembrie, corect? Da. Nu s-a luat și perioada de 25 decembrie, când au murit și la noi și în Brașov. Toți
sunt de acord cu acest lucru. Într-adevăr, mi s-a spus și mie că cel care a hotărât, au făcut-o cum au făcut-o, a fost cel pus de către revoluționari. Dacă doriți modificarea, noi în Parlament putem prelua inițiativa dumneavoastră și o modifica în perspectivă. Toți vor același lucru. Vor să fie recunoscuți ca oameni care au intrat în istoria acestei națiuni și nu vor să fie cunoscuți ca oameni care au cerșit anumite drepturi. Nu le-am cerut noi. Eu am zis, ia uite, domnule, ce-au făcut guvernul României. Nu-i credeam în stare. Zic, ia uite, ne-au dat niște merite, înseamnă că ne recunosc ca revoluționari. Ca după aceea, ce s-a întâmplat? Nu se poate ca Brașovul să nu fie oraș martir. Noi știm că revoluția din decembrie a continuat și după 22, iar fosta lege care a fost abrogată prin această ordonanță ar trebui să rămână în vigoare. Voi face lobby necesar împreună cu colegii mei, pentru că această ordonanță nu vă reprezintă. Pe de altă parte, așa cum ați scris și dumneavoastră în această scrisoare, nu putem nega și citez, nu mi-aparține, faptul că există lichele impostor sau falsificator. Nu putem nega lucrurile. Care ne jignește pe noi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și vă mai spun o chestiune de ordin personal. Nimeni nu stabilește cine a făcut revoluția. Nimeni nu stabilește dacă Brașovul, Bucureștiul, Covasna, Constanța și așa mai departe este sau nu este oraș martir. Pentru că acele manifestări din 89 au fost voința și emulația întregii națiuni române. Sunt primari care și-au luat cum și-au luat certificate. Știm că la voi sunt deputați care și-au luat cum și-au luat certificate. Problema e că eu, dacă doriți, vă dau o listă. Nu se poate ca noi am fost sub 300 de inși, atenție, sub 300 de inși în prima lege, în primul monitor am fost sub 300. În 1996 ați auzit de Bebe Ivanoviș, de ce s-a întâmplat în 96, când s-a dat drumul la fabrica de certificate. Revoluționarii brașoveni dețin liste întregi cu nume sonore de revoluționari de carton și sunt ofensați că niciun guvern de până acum nu a avut nicio intenție de a rezolva problema cu impostorii. Mai mult decât atât, fiecare putere perindată de-a lungul celor 25 de ani și-a fabricat proprii revoluționari, mai spun membrii Asociației Brașovene. Parlamentarii liberali susțin abrogarea ordonanței și mai mult decât atât au cerut asistență din partea revoluționarilor care le pot da amănunte privind modificarea legii recunoștinței față de eroi martiri și revoluționari. Familia este tot ce mi-a mai rămas. Am doi copii și consider că trebuie să am grijă de ei. În 15 ani nu am săvârșit nicio ilegalitate, iar tot ce am semnat a purtat viza de legalitate a direcției responsabile din Consiliul Județean, obligată să o verifice. Sunt doar două dintre declarațiile date de Aristotel Căncescu în fața magistraților în altei curse de casație și justiție, cărora președintele Consiliului Județean Brașov, suspendat acum din funcție, le-a cerut înlocuirea măsurii arestării preventive. Din cele 50 de persoane audiate de DNA, niciuna nu a declarat că i-am solicitat să săvârșească ilegalități. Dovadă că niciunul dintre cei 11 inculpați audiați nu au declarat că le-am solicitat să comită ilegalități. A declarat Aristotel Căncescu în fața completului înaltei curți de casație și justiție. Magistratul de ședință a precizat însă că sunt declarații ale unor martori din dosar care spun altceva și că aceste aspecte urmează să fie lămurite. Totodată, inculpatul a afirmat că sunt anumite persoane care au dat declarații în dosarul său, dar le-au dat de frică să nu-și pierdă locurile de muncă. Pe de altă parte, Căncescu susține că a adus documente prin care și-a dovedit nevinovăția, dar acestea nu s-ar regăsi în rechizitoriu. Nu pot prezenta pericol social pentru că asist la sfârșitul meu politic. Atât timp cât am apărut cu cătușe la mâini, nu pot reprezenta comunitatea brașoveană. Mi-am pierdut imaginea construită în 25 de ani cu atâta trudă. Familia e tot ce mi-a rămas. Am doi copii și consider că trebuie să am grijă de ei. Mă voi prezenta la fiecare termen. A mai afirmat președintele Consiliului Județean Brașov, în prezent suspendat din funcție, cel care i-a cerut judecătoarei înlocuirea arestării preventive ori cu cea a controlului judiciar, ori cel puțin cu măsura arestului la domiciliu. Procurorul de ședință a declarat în replică faptul că nu există garanții pentru ca măsura arestării preventive să fie înlocuită. Potrivit biroului de presă al Instanței Supreme, magistratul de ședință a decis să păstreze măsura arestului preventiv în cazul lui Aristotel Căncescu. Decizia poate fi contestată. Căncescu este trimis în judecată pentru fapte de corupție, iar dosarul este în fază de cameră preliminară. Președintele Consiliului Județean Brașov, suspendat acum din funcție, beneficiază de prezumția de nevinovăție până când magistrații vor pronunța o sentință definitivă.
Vremea se încălzește la munte, cel puțin pe timpul zilei. Nopțile vor rămâne însă geroase. Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a evoluției temperaturilor și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea, vedem în materialul următor. Estimarea meteorologilor arată evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 12-25 ianuarie 2015 pentru toate regiunile din țară. Astfel, în Transilvania, intervalul va debuta cu o vreme destul de rece pe timpul nopților, când vor fi valori în medie între minus 9 și minus 7 grade, chiar scăzute în dimineața zilei de 14 ianuarie, în special în depresiuni. Pentru cea de-a doua săptămână se estimează un regim termic nocturn în medie de minus 6-minus 3 grade. Pe parcursul zilelor, temperaturile se vor situa în marea lor majoritate peste cele specifice perioadei din an, în medie de 2 până la 5 grade, cu valori mai scăzute în special în zonele depresionare, unde, cu precădere în perioada 14-15 ianuarie, va fi ceață mai persistentă. Și la munte va fi ceva mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi diurne maxime cuprinse între 0 și 4 grade Celsius, posibil mai scăzute în perioada 19-21 ianuarie. Minimele nocturne se vor situa între minus 6 și minus 3 grade Celsius. În prima săptămână, atât în Transilvania cât și în zona montană, condițiile de precipitații vor fi foarte reduse, dar probabilitatea pentru precipitații mixte cu caracter temporar va crește după data de 18 ianuarie. Traficul pe DN10 Buzău-Brașov va fi din nou restricționat în zona barajului de la Siriu în intervalele orare 10-12 și 14-16. Restricția este impusă de execuția unor lucrări în zona respectivă. Măsura va rămâne în vigoare până la data de 20 ianuarie. Șoferii care vor să ajungă în Brașov prin această zonă în intervalele cu restricții vor trebui să urmeze o rută ocolitoare. Este vorba de traseul Cislău DJ-102B Vălenii de Munte DN1A Cheia Săcele. 80.000 de vizitatori în doar 3 luni este un record absolut pentru grădina zoologică din Brașov. Încasările depășesc 470.000 de lei pentru perioada octombrie-decembrie 2014. Anul acesta la Zoo Brașov se vor face angajări și se vor aduce animale noi. Dacă înainte de închiderea pentru renovare Zoo Brașov avea puțin peste 100.000 de vizitatori pe an, în ultimele 3 luni ale lui 2014 a avut 80.000 de vizitatori. Cifrele vor fi și mai mari anul acesta, având în vedere că parcul Zoo va fi deschis și în sezonul cald. Noutățile anului 2015 vor fi plimbările cu ponei, dar și posibilitatea de a vedea cei mai veninoși șerpi din lume. Primăria va amenaja luna aceasta un manej care îi va găzdui pe cei 5 ponei care îi vor plimba pe cei mici. Până la finele lui ianuarie va fi gata și pavilionul destinat reptilelor, păsărilor exotice și șerpilor, scrie adevărul.ro. Zoo Brașov, cea mai modernă din țară, s-a deschis în octombrie 2014 după 3 ani de lucrări și o investiție de 32 de milioane de lei. Apartamentele din Brașov s-au ieftinit cu aproape 40% în ultimii 6 ani. Potrivit unei analize la Brașov, prețul unei locuințe este acum de 818 euro pe metru pătrat, față de 1340 de euro pe metru pătrat. Cele mai ieftine garsoniere din Brașov sunt în cartierele Bartolomeu, Triaj, Noua și Tractorul, iar cele mai scumpe în Răcădău și zona centrului civic. Portalul specializat în imobiliare a realizat o analiză la nivelul a 15 orașe reședință de județ pe segmentul evoluției prețurilor apartamentelor începând cu debutul crizei economice din 2008. Cele mai ieftine garsoniere din Brașov sunt în cartierele Bartolomeu, Triaj, Noua și Tractorul, iar cele mai scumpe în Răcădău și zona centrului civic. Potrivit analizei, la Brașov, prețul unei locuințe este de 818 euro pe metru pătrat, față de 1340 de euro pe metru pătrat acum 6 ani. În ceea ce privește prețurile efective ale apartamentelor, acestea diferă în funcție de zonă. În Răcădău, în zona centrului civic, garsonierele costă între 28 și 30 de mii de euro, apartamentele cu două camere între 36 de mii și 50 de mii de euro, cele cu trei camere între 55 de mii și 65 de mii de euro, iar cele cu patru camere sunt între 66 și 76 de mii de euro. În zona Astra și la gară, garsonierele costă între 23 și 30 de mii de euro, apartamentele cu două camere între 32 și 45 de mii de euro, cele cu trei camere între 46 și 57 de mii de euro, iar cele cu patru camere între 60 de mii și 65 de mii de euro. În cartierele Bartolomeu, Triaj, Noua și Tractorul, garsonierele costă între 16 mii și 23 de mii de euro, apartamentele cu două camere între 26 de mii și 35 de mii de euro, cele cu trei camere între 38 de mii și 45 de mii de euro, iar cele cu patru camere au prețuri cuprinse între 46 și 55 de mii de euro.
Prințesa Ciardașului deschide noul an la Opera din Brașov. Este vorba despre faimoasa operetă Silvia, care s-a jucat pentru prima dată la începutul secolului al XX-lea la Viena, iar de mai bine de 3 ani încântă și publicul brașovean. Decoruri în culori incitante, costume de epocă, valsuri elegante și situații haioase. De toate acestea se vor putea bucura melomanii brașoveni care aleg să petreacă o seară relaxantă în weekendul care urmează, admirându-i pe scenă pe artiștii Operei Brașov. Brașovenii iubitori de muzică clasică sunt invitați de artiștii Operei Brașov la un spectacol cu o distribuție de excepție vineri 16 ianuarie 2015 de la ora 18:30 în sala Operei Brașov. Mi-a făcut mare plăcere de la debut să abordez acest rol. Pot să spun că după My Fair Lady este unul din rolurile mele de suflet în partea de operetă și musical. Ce are deosebit? Cred că povestea și muzica. Și povestea cred că se potrivește oricărei fete, pentru că orice fată visează la un moment dat să se căsătorească cu un prinț. Interpretez rolul Mișca din opereta Silvia. Îi mulțumesc pe această cale regizoarei că mi-a dat ocazia să-l creionez pe Mișca. E un rol extraordinar, un rol deosebit de comic. De asemenea, e și un terțet extraordinar, seamănă cu o romanță. Și invit toți brașovenii să vină să vadă opereta Silvia, pentru că e o operetă pe care nu o vor uita. Este un spectacol foarte plăcut și am observat că sala participă de fiecare dată, așa cum mi-am dorit eu ca regizor, participă la acest spectacol ca și cum ar urmări un film de epocă. Pentru că am insistat extrem de mult asupra relațiilor dintre personaje. Sunt personaje foarte frumoase, foarte diverse. Locurile de acțiune sunt foarte diverse, de la cabaret la Curtea Imperială din Viena. Spectacolul prezintă atmosfera plină de viață a cabaretului unguresc, precum și opulența palatelor vieneze, și spune povestea prințesei Ciardașului, care nu se adaptează într-o lume dominată de bugăție, dar și de convenții, preferând să rămână în micul său cabaret. Biletele pentru spectacolul de operetă Silvia se vând la sediul operei din strada Bisericii Române, numărul 51, de luni până vineri, între orele 10 și 17, dar și cu o oră înainte de începerea spectacolului. Prețul unui bilet este de 20 sau 30 de lei. Ziua Mondială a Zăpezii, marcată în acest an și în Poiana Brașov. Pârtii din întreaga țară vor deveni pe 18 ianuarie locuri perfecte în care va fi celebrată cea mai mare sărbătoare dedicată zăpezii. Evenimentul, care se va desfășura simultan în întreaga lume, va îngrena peste 500.000 de participanți din 43 de țări și se va desfășura în peste 500 de stațiuni montane. În România, locurile în care sunt așteptați iubitorii zăpezii sunt stațiunile renumite pentru practicarea sporturilor de iarnă de pe Valea Prahovei, Azuga, Bușteni, Sinaia, Predeal, dar și Cavnic, Poiana Brașov și Vatra Dornei. În Bușteni, de exemplu, Ziua Mondială a Zăpezii este marcată pentru al patrulea an consecutiv. Aici copiii vor putea lua lecții gratuite de la monitorii școlii de schi din Bușteni. Lecții gratuite de schi pentru copii vor fi și la Azuga și Predeal, iar la Vatra Dornei copiii sunt așteptați tot gratuit la snow tubing și lecții de snowboard. Experiment social inedit pe strada Republicii din centrul orașului. Un tânăr a vrut să vadă câte îmbrățișări poate strânge pe o vreme geroasă. Pe un afiș a scris în engleză un îndemn scurt: îmi este frig, mă îmbrățișezi? Reacția trecătorilor nu a întârziat să apară. În cele aproximativ 4 minute cât are filmulețul postat pe YouTube, tânărul a fost îmbrățișat de 29 de ori, de 16 fete, 12 băieți și un câine aflat în brațele stăpânei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!